Pe 22 februarie, Școala Populară de Artă din Târgu Jiu demarează o nouă ediție a Salonului de Iarnă al Artelor Populare. Așa cum ne-au obișnuit, numeroși artiști ai școlii își vor expune lucrările și vor susține spectacole folclorice. În mai multe localități de pe meleagurile gojenești au loc expoziții de meșteșuguri tradiționale, expoziții de pictură și artă decorativă, dar și spectacole folclorice oferite de cursanții școlii. Evenimentele se vor desfășura în perioada 22-28 februarie, după cum urmează: Novaci, 22 februarie, Tismana, 23 februarie, Polovraci, 25 februarie, Baia de Fier, 26 februarie, Bumbejiu, 27 februarie, Arcan, 28 februarie. Practic, vorbim de un adevărat maraton cultural la care sunt invitați toți iubitorii de cultură, tradiție și frumos. Aceste acțiuni sunt desfășurate de secțiile externe din localitățile respective, activități specifice acestei perioade.